Ca urmare a celor două videoclipuri anterioare, în care am vorbit despre alegerea să-ți fii loial ție întâi și apoi altora, și ce beneficii îți aduce această alegere în timp, azi vreau să-ți spun 5 pași ca să cultivi această loialitate față de sine. 1. Cunoaște-te pe tine însuți, cu sinceritate legat de ce gândești, ce trăiești, ca emoții și sentimente și modul în care acționezi. În acest pas intră să-ți stabilești valorile de bază, răspunzând la întrebarea ce este important pentru mine pe acest subiect. Să te întrebi de ce iei deciziile pe care le iei, ca să afli care sunt dorințele și convingerile care te ghidează și ce intenții ai. În plus, este important să menții un jurnal în care să notezi ce descoperi despre tine pentru mai multă claritate. 2. Învață să spui nu fără vinovăție, atunci când situația nu corespunde valorilor tale sau nu servește bunăstării tale. Ca să faci asta, este necesar să fii selectiv în angajamentele tale, acceptând doar pe cele aliniate cu valorile și obiectivele tale, și să stabilești limite clare pe care se cere să le comunici celor din jur. 3. Exersează autoacceptarea și iubirea de sine. Pentru acest lucru, se cere să îți recunoști vulnerabilitățile, să elimini autocritica excesivă și să practici recunoștința față de propria persoană. 4. Fii consecvent în acțiuni și decizii, acționând conform valorilor tale, gândind pe termen lung deciziile pe care vrei să le iei și fiind răbdător cu procesul, deoarece uneori acesta implică renunțarea la anumite plăceri imediate pentru a rămâne fidel unui obiectiv mai mare. 5. Înconjoară-te de oameni care te susțin, pentru că oamenii din viața ta joacă un rol important prin influența pe care o aduc asupra imaginii tale de sine și felului în care acționezi. Să-ți fii loial ție este un proces continuu și te duce în direcția trăirii unei vieți împlinite. Fii-mi în privat dacă ai nevoie de susținerea mea în acest proces. Sunt Elena Paula Știubei și te susțin să-ți redescoperi bucuria de a trăi.